Bună seara! Bine ați venit la Unic Art. Încet, încet trebuie să vă familiarizați cu această denumire, pentru că e a treia oară când aici se întâmplă lucruri minunate. Nu eu ar trebui să vorbesc, pentru că Arcade este specialistul și cel care custode din această locație, dar cum are treabă pe la moldoveni, s-ar părea că nu-i cu noi acum, da. Fiindcă nu ne formalizăm de obicei, suntem destul de deschiși, de lejeri, cred că ar trebui să începem cu domnul Oatu. De ce? Pentru că el este principalul acționar al acestor evenimente. Vă spun și eu bună seara, bine ați venit, ați revenit la aceste expoziții, la aceste venisaje. Foarte frumoase, foarte importante. Aș vrea să vă spun cum a venit ideea acestui vernisaj multinațional, să spunem așa, cu pictori de elită din mai multe județe ale Moldovei și nu numai, chiar și din Transilvania, Târgu Mureș și Cluj. Am spus-o și ieri, când s-a deschis librăria, odată intrând în rândul dumneavoastră, de 2-3 ani de zile, în rândul artiștilor plastici, m-am îndrăgostit de această ramură, particip așa intens la organizarea de expoziții și... Chiar foarte activ. Chiar foarte activ. Că aici, vedeți că e nevoie și de noroc. Așa încât, deci împreună cu domnul Radu, am venit această idee să facem și o expoziție mai amplă cu pictori de elită din mai multe județe. Eu sunt foarte mulțumit pentru ceea ce se realizează astăzi aici, bucuros, și sperăm să o ținem tot așa. Sunt bucuros pentru că am reușit să ne socializăm pictorii din Piatra Neamț. Da? La început eram așa... Stingheri. Stingheri, da? Așa cum suntem hingheri. Dar am reușit, nu prin eforturi mari, deci, da, bineînțeles, să ne întâlnim mai des. Și sunt bucuros că am reușit să transform locația de aici într-un act de cultură. În ceva mai special, care este... E special pentru că arta, într-adevăr, nu alege între bogați și săraci, nu alege între puternici și cei slabi, arta alege întotdeauna, da, sensibilitatea, e la fel, frumusețea... E la fel ca moartea. Da. Așa că eu vă mulțumesc foarte mult și dau microfonul lui Petru. Radu întâi. Poftiți, domnul. Da. Ca să citească, dacă știe să citească, că sunt unul în ungurește. Da. Am să citesc să țin pe amândouă. Acum, ca să nu greșesc numele tuturor, am să citesc pictorii care am invitat. Eu sunt președintele unei asociații culturale Artă Frontieră. Așa, organizăm tot felul de tabere și încercăm, cum spun, să dezvoltăm în spații neconvenționale, cum la domnul Oatu este un spațiu neconvențional, nu este galerie de artă statutară. Noi trebuie să ne obișnim că orice acțiune, orice act de cultură poate fi și pe stradă, dacă este un mediu organizat. Așa, din Botoșani, Liviu Șoptelea și cu Cristi Bâzoieș, așa, din, nu, că mă descurc, Orban Tereș, Laslo Vereș, Suzana Vereș din Târgu Mureș, Vasile Miniuc, Siminiuc din Suceava, așa, după aia Cato, care trebuia să ajungă aici, dar a avut un mic incident, n-a reușit să vină, dar vine data viitoare cu expoziție personală. O tăiat lemne și o sărit coada la topor în ochi, asta e, că o sărit la bătaie, o chestie, asta, nicio problemă. Oricum, eu cunosc artiștii plastici de pe, după 90, pentru că aveam o galerie de artă la Sovata, Mitică Bezem, care văd că astăzi n-a semnat condica. Na, așa.
I-am cunoscut pe Costică Filimon, Dumnezeu să o odihnească, pe Dan Cepoi. Și încercăm să dezvoltăm chestia asta de între, cum spun, din toată, pictori din toată țara. Cu subsemnatul chestie, Mariana Papară, Dumitru Bostan Junior, Ștefan Potop, Arcadie Răileanu, care este obosit și stă pe un scaun, da, nu-l vede nimeni, Lucian Gogu Craiu, Radu Macovei, Dumitru Bezem, Ioana Popei, Petru Diaconu și fotografii Mihai Florian. Florin. L-am mai botezat de puțin, nu știu să... Vine Paștele, da? Da, am uitat să vă fac un anunț foarte important, zic eu. Odată ce m-am îndrăgostit de arta plastică, de pictori de la noi, m-am gândit și sunt hotărât să organizez o tabără în comuna Alexandru cel Bun, unde se suporte cheltuielile acestei tabere cu elita pictorilor din Piatra Neamț, chiar și internațională, în luna august. Data o să o stabilim împreună cu primăria din Alexandru cel Bun. M-am gândit eu pentru a pune în valoare, deci, istoria, tradiția, frumusețea acestor locuri de lângă orașul nostru. Vă mulțumesc! Da. Dar ce credeai? Că scapi? Mi-a plăcut când ați spus că e internațională, eu fiind din altă republică, nu? Așa. Dar trecem pe... Nu sunt chiar așa de obosit, o să observați. Dar nici timid nu ești, așa că dai. Dar acum zic că din... Noi ne-am împrietenit cu niște pictori. Eu și cu Bezem am fost într-o tabără, într-adevăr, la Bistrița Năsăud. Am cunoscut pe prietenii noștri care acum sunt pisemieze. E vorba de pictori de la Botoșani și Suceava. Picato, într-adevăr, l-așteptam, e un pictor foarte interesant și dacă era aici, cred că nu trebuia să mai vorbească alții, deci vorbea el și își acoperea tot areal. Într-adevăr, am putut să văd expoziția, știți, cu ochi proaspăt, ca și dumneavoastră, pentru că e meritul lui Petru Diaconu și lui Florin, care au pus expoziția în doi și au reușit foarte bine și chiar cu lucrările, cum s-au amplasat, cum s-au grupat, cum ne-au pus așa să nu ne certăm, probabil, nu știu, dar au ieșit foarte bine. Nu se ceartă nici pictorii. Ei, nu se ceartă nici pictorii. Și în felul ăsta a ieșit, cred că a rezultat o expoziție excepțională și mă bucur pentru colegii mei. Acum, avându-l pe prietenul nostru, criticul de artă, sper că o să vorbească mai mult despre fiecare și de ideile care i-au venit acum de curând. Poftiți! De când mă chinui să fac un rost de tot propun de un stativ pentru... Sunteți nehotărâți ca o primăvară. Asta care plouă, soare, așa sunteți și voi. Am început de afară, fără microfoane, am intrat aici. Bun. Vreau să vă anunț că dacă evenimentul ăsta se petrecea acum 1000 de ani, n-ar fi putut să aibă loc. Dacă l-ați fi vrut în urmă cu 1000 de ani, era interzis. Adică vreo 1000 de ani în istoria Europei, pictura cu flori, cu excepția trandafirului, pictura cu flori a fost interzisă de biserică. Da. Mă refer la flori pentru că florile domină, sunt un simbol al primăverii, domină așa statistic lucrările de pe simeze de aici. Sigur că nu sunt numai flori. Vin de pe pictura templilor, de pe pereții templilor egiptene, grecești, romane și hop, în primele secole, trecului 3-4 după Hristos, biserica interzice pictura cu flori în Europa pentru că erau prea senzuale. Pe de o parte, pe de altă parte, simbolizau fel de fel de zeități păgâne
din religiile politeiste. Așa că i-a lăsat Europa pe chinezi să se ocupe de flori și să îi confere florii autonomie în pictură. Secolele 5, 6, 3, 4, 5, 6. După Cruciade, în sfârșit, atmosfera se relaxează și pictorii europeni încep și ei să picteze peisaje, flori. Trebuie să fac niște observații aici. Această perioadă destul de frământată a prezenței naturii în pictură și a florilor, în primul rând, în Europa, în prima parte a perioadei, floarea avea un rol simbolic, că simboliza un sentiment, că simboliza o sărbătoare, la buna vestire, de pildă. Iată că începe să câștige și conotații creștine, la un moment dat, floarea. Oricum, sau avea un rol decorativ. Ceea ce avem noi azi pe Simeze nu mai e așa ceva. Începând cu impresioniștii, rolul florii în pictură e mai degrabă tehnic, aș spune eu. Adică e o provocare pentru artist să-și exerseze simțul cromatic, construcția uneltele profesionale. Nu mai spun că apare și floarea inventată, floarea fantastică la Max Ernst, sau floarea care nu era investită neapărat cu o semnificație estetică, nu viza frumosul și a făcut Van Gogh din floarea soarelui, iată, o cereală, ca să zic așa, în ghilimele, că nu-i cereală, a făcut o floare acceptabilă artistic. Deci pictorii pe care îi avem noi astăzi aici la Simeze, produse ale artei moderne, unii deja trecuți în postmodernitate, folosesc floarea, nu îi se închină florii, folosesc floarea ca să își dovedească maestria în cromatică, în construcție. Am câteva exemple, n-am să pot să trec în revistă pe toți autorii, vreo 16 pictori sunt, am numărat, cu vreo 80 și ceva de tablouri. Da. Dar am câteva surprize aici. În primul rând vreau să-l menționez pe Ștefan Potop, consacrat de portret, îndrăgostit de avangardă, care în sala cealaltă, iată, ne aduce niște flori surprinzător făcute, extraordinar. O să filmeze după aceea. Mai am o surpriză și ea plăcută, prezența lui Florin Mihai, un extraordinar fotograf, artist fotograf, pe care sigur că l-așteptăm cu expoziție personală, dar integrat acum printre artiștii vizuali, adică între pictori de data asta. Nu pot să omit, sigur, la în cazul Potop am spus de flori și acum am cazul Boc și nudurile, care tot la primăvară până la urmă mă trimit, nu neapărat la Botticelli, sunt la Potop. Și mă oprisem la Mariana Papară, care, apropo de primăvara asta mofturoasă, care e și nu e, Mariana are niște tablouri aici, în maniera școlii de la Cluj, discutam noi înainte, care n-a cultivat pe pânză neapărat peisajul și floarea, dar în maniera aceea reușește să absorbă și vegetalul din Moldova. Adică floarea sau măcar cromatica florii și silueta ei, așa vag, o integrează în compozițiile ei. Sigur că mai sunt maestri consacrați ai florii. Unul e Bezem, care vine la capătul unei tradiții în pictura românească veche, de la Lucian și Andreescu până azi. N-are rost să mai spun că Bezem e prezent într-o expoziție de primăvară.
El e prezent în expozițiile tuturor anotimpurilor. Nu e prezent fizic aici, tablourile sunt, da? Într-adevăr, e un nivel impresionant al expoziției, foarte frumoasă. Ceea ce constat e că dacă, domnul Atu, se dezvoltă așa evenimentele de aici, o să vă trebuiască mai mult spațiu pe pereți. Da, și vreau. Că deja, iată, își dau coate tablourile, își cer loc. Și mai vreau să, chiar dacă e la sfârșit, poate trebuia să spun la început, să, așa, câteva secunde, nu vă cer un minut de reculegere, să adunăm așa mental un buchet de flori în memoria lui Florin Teodorescu, un pictor de la Iași, prezent mereu la Piatra Neamț, acum câteva zile a dispărut, din păcate. Să ne gândim că îi se cuvin și lui florile astea, o parte din ele. Primăvară va mai fi, tablouri vor mai fi la Piatra Neamț și mai vreau să vă atrag atenția unui lucru, dincolo de marșul ăsta floral, triumfal, frumos, sentimental, senzorial, colorat, că e și o, apropo de ce am spus de Florin Teodorescu că a dispărut, e și o dimensiune subversivă în prezența florii într-un tablou. Floarea e trecătoare, dispare și mai trebuie să așteptăm un an, alea de primăvară, cel puțin, până or să se întoarcă. Așa că expoziția viitoare de aici va fi mai repede decât primăvara următoare. Da, asta am vrut să vă spun. Mergem de încolo.